aduce o reclamă la un aspirator pe care cred că toate îl știți. Răsfoiam o revistă Femeia, cred că este de prin anii mai 1966. Vă dați seama, mai 1966. Așa, și era reclamă, revista Femeia, o reclamă destul de profuită și de chinuită la un aspirator. Aspiratorul acela pe care probabil toți l-am avut în casă. Zice, vreți să vă terminați treburile gospodărești în timp record? Folosiți aspiratorul record, nu știu ce, consum numai de 0,75 de lei pe oră, preț de vânzare 890 de lei. Wow, era ceva pentru vremea aceea. Și tot aici mă uit așa la... uite ce interesant! Gimnastică. Gimnastică, regimul de activitate și odihnă. Da, drepturile femeii într-o epocă comunistă, existau și alea. Da, în fine. Ideea este că, da, noi româncele am avut un cult de asta al curățenii, a pretatului, a ștersului cu oțet și cu bicarbonat și cu toate astea din vechi străvechi, din vremuri străvechi, și cred că cu educația asta suntem foarte multe dintre noi, mai ales cele care am prins și perioada Revoluției. Nu spun că cele care trăiesc epoca de acum nu sunt și ele fete foarte îngrijite și așa, numai că acum chestia asta gospodărească nu mai este așa un etalon, adică dacă vă uitați prin almanahurile, femeia sau asta de acum zeci de ani se spunea că în momentul în care te căsătorești trebuie să știi toate chestiile astea, cum să faci curat în casă, cum să ștergi geamurile, cum să apretezi fețele de pernă, cum să calci ceașafurile și mai departe. Iar eu mi-aduc aminte că la lucru manual, la lecțiile de lucru manual, aveam și lecții de cum să te descurci în gospodărie. Și vreau să vă spun că am avut 3 ore în care doamna aceea, profesoară de la atelier, ne-a învățat cum să spălăm vasele. Pe de altă parte, să știți că, uite, că se spune acum că nu există această educație pentru viață, că nu există, că tineretul nu primește acum la școală niciun fel de educație de asta practică. Uite că nu ar fi rău să se reia ideea care exista încă de pe vremea învățământului, de pe vremea răposatului, așa, pentru că la lecțiile de lucru manual existau toate aceste tematici mai casnice, mai practice, și anume cum să-ți repare o haină care e ruptă, cum să coși o față de pernă, cum să speli hainele, cum să speli rufele. Băieții învățau să bată un cui, să repare o clanță și așa mai departe, da? Erau lucruri practice. Știu că la un moment dat ne învățase doamna profesoară, ne-a dat și o mică rețetă de asta, cum se cheamă, ziceți, deodorant rapid în cazul în care nu aveam un farmec 16 la îndemână, cum să ne facem un deodorant din puțin bicarbonat, nu mai știu ce mai zicea ea, că oricum să ții hainele în cusăculeț de lavandă, dacă ai de unde agățați printre haine, că hainele deja să miroase frumos și să aibă o chestie de asta dezodorizant automat în ele, da? Deci exista chestia asta. Ca să nu mai zic că tot doamna profesoară, de fapt tovarășa profesoară de la cursul de băsa, la orele de lucru manual, ne învăța și chestii mai de igienă intimă pentru fete, ceea ce la fel, cred că era foarte de apreciat în acele vremuri, unde se spune că eram ținuți în întuneric. Eram chiar ținuți în întuneric. Conta foarte mult și la ce voiai să deschizi urechile și să te duci la acele ore și să pui întrebări așa. Mie lecțiile de lucru manual, mi-aduc aminte de vremea aceea, mie au fost de foarte mare ajutor și le apreciez foarte mult. Și îmi pare foarte rău că astăzi, eu nu știu dacă se mai fac așa, acum copiii, vai de mine, modelează numai cu, cum se cheamă, cu plastilină și fac numai chestii creative. Apropo, pe lângă asta, nu știu dacă se mai practică acum, nu se mai practică acum, sunt femei de serviciu angajate în școală, dar noi, elevii de serviciu, pe vremea lui Ceaușescu, făceam curățenie pe rând în clasă, iar inclusiv o dată pe lună, tovarășa învățătoare sau tovarășa dirigintă ne chema la școală, mână de la mână, fiecare venea cu 2 cârpe, într-o punguță, un pic de detergent, de perlan, mamă, cine avea perlan era ho-ho, așa, și veneai și toată lumea participa la curățenia clasei. Era un lucru deosebit și care te mobiliza și te învăța, pentru că și ăla care lua notă 10 și ăla care era de notă mică și copilul de mai de bancă, că și pe vremea erau copii de bancă și copilul mai sărac, toată lumea venea
Și se spăla pe jos clasa, se spăla tabla, se spălau geamurile, pervazurile și așa mai departe. Deci era ceva. Plus că dacă erai de serviciu, după ce se terminau orele, trebuia să dai un pic cu mătura prin clasă, să te duci să arunci coșul de gunoi. Deci erau niște lucruri foarte utile care de altfel responsabilizau copii și învățau că și aceste lucruri trebuie să le facem. Astăzi mi se pare că, nu știu, un pic la... sunt copii așa ținuți cum să nu facă curat, să nu spele vase, să nu spele vase nimic, să nu ștergă birou. Mama și tata trebuie să facă totul, eventual menajera, dacă îți permiți. Ei, uite, eu am făcut o comandă la Farmec de... Deci, de obicei, na, la Farmec lumea s-a obișnuit că cumperi numai cosmetice și așa, ei, nu e chiar așa. Ei au și foarte multe produse de curățenie bune, iar dacă vă aduceți aminte cu toții celebrul Triumf, Triumful ăla care era, care este în continuare cel mai bun detergent de curățat aragazul, ce o să mai zicem, de fapt cu Thor, dar și pentru aragaz. Triumful care se folosea de 100 de ani. Acum gama Triumf este dezvoltată, are și detergenți de vase, are tot felul de chestii care mai de care mai avansate, pentru că nici Farmic nu a stat pe loc. Ce face Max? Deci Max este iar aici, lângă mine, la apel. Da. Așa, și eu am luat aici un, de-asta, un spray cu o soluție bucătărie suprafețe multiple pentru o bucătărie. Nu știu, dar făceam acum o comparație între vremurile când eram copil și când trebuia să spăl, să șterg blatul sau masa de la bucătărie, era mușamau, aia vestită, mamă, și spălai întâi cu tix și după aia o clăteai cu apă, mamă, câtă bătaie de cap. Acum spray-urile astea mi se par atât de rapide, adică repede ai dat un fâz, vii cu rolă de hârtie de aia și mai sau cu cârpe, nu știu dacă voi faceți chestia asta. Eu, de exemplu, din toate textilele, să zic, tot ce rămâne în casă, care e uzat, le spăl întâi și apoi le tai bucățele și fac cârpe pe care le folosesc și apoi le arunc. E, și asta e o chestie bună. Deci, Triumful, dacă vă era dor de el, ia cam că îl avem aici. Că tot trecem acum printr-o perioadă de pandemie și suntem un pic mai crizați pe partea de nu doar de curățenie, ci vrem să fim siguri că toți microbii dispar. Cei de la Farmec au un Gamma Dermofarm, este un produs cu acțiune rapidă, este și virucid, și bactericid, și fungicid, cu 80% alcool, dezinfectant suprafețe, destinat curățării și dezinfectării suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierilor. Și mi-aduc aminte că nu mai știu când am văzut ceva de la Dermofarm la o cosmeticiană că folosea ceva de aici și am înțeles că genul acesta de spray poate fi folosit și de cei ce fac, uite, dacă ești, nu știu, make-up artist și nu știu ce și vrei să te asiguri că pe suprafața pe care îți pui produsele pe care apoi le folosești pe clientă, am înțeles că acesta este foarte bun și cu ocazia asta cu el poți să-ți cureți și exteriorul produselor, știți? Pentru că nu e suficient dacă ești make-up artist doar să dai în interior, pentru că tu pui mâna, știi? Mâna pui, închizi, așa, și practic după fiecare clientă trebuie să-ți dezinfectezi și ambalajele pe care ai pus mâna, inclusiv tubulețele de ruj, creioanele și tot. Asta se făcea oricum și înainte când nu era pandemia, acum cu atât mai mult trebuie să fim și mai atenți, iar ăsta știu că este un produs avizat și de Institutul Victor Babeș, la fel de altfel ca și astea pentru mâini. Asta este loțiunea igienizantă pentru mâini și cu glicerină, cu alcool 70%, aveam și pe cealaltă. Dar cred că... am aici, le-am pe amândouă. Astea sunt acum, să zic așa, un fel de produse vedetă. Am văzut pe la unele, gen la poștă sau prin unele magazine, am văzut că sunt chestiile astea și în format mai mare. Și practic dacă aveți o firmă sau aveți o gospodărie foarte mare, am văzut că sunt de cumpărat și recipiente mult mai mari, astfel încât, nu știu, dacă aveți undeva un dispenser, mă gândesc dacă sunteți un bloc așa de locuințe și jos aveți dispenser de la, adică, undeva o cutiuță unde apeși și ți iese dezinfectant, se poate pune și un preț destul de avantajos și de bun, astfel încât să nu dați neapărat
banii pe dezinfectante care vin în mod special din, de la firme de astea din afară, pentru că acum este și chestia asta, na, ne-am obișnuit toți cu acele mărci de renume de ăsta, să zic, european, dar puteți folosi, bine mersi, și produse fabricate la noi. Asta este Nufăr. Nufărul era pe vremuri și a rămas și acum marca de, cum se cheamă, de curățătorii, de spălătorii și așa. Deci, nu toată lumea aducea la Nufăr. Uite, de exemplu, la mine în familie nimeni nu folosea serviciile de la Nufăr. Adică era așa, nu că nu erau bune sau că n-avea încredere, dar era o chestie. Cum adică, dragă tu, gospodină, trebuie să-ți speli acasă toate lucrurile, nu contează. Ei, Nufăr, în schimb, acum este și un brand. Și acesta este un dezinfectant universal și este fără clor. Îl puteți folosi și pe suprafețele la baie și la bucătărie și prin casă și pe unde mai aveți nevoie. Detergent pentru vase. Dacă înainte nu m-aș fi gândit niciodată că la farmec aș putea să cumpăr detergent de vase. Da, acum am văzut că ei au numai ca un singur fel. N-au doar un fel de detergent de vase. Au mai multe și în varianta Triumf. Și așa, deci sunt... sunt mai multe modele și variante, ca să spunem așa, pentru că, na, asta e trendul. Și ăsta, dacă nu mă înșel, din gama lor Nufăr Verde, care știu că este, da, este gama lor ecologică, să zic așa. Uite că nu știu dacă ăsta se poate folosi și la mașină de spălat vase, eu nu am așa ceva, dar pentru cei care au, nu știu... Nu văd pe aici informații, s-ar putea să nu fie, s-ar putea să fie doar pentru spălat manual, are extract de mușețel ecocertificat, cu glicerină, fără coloranți, parfum hipoalergenic, pH neutru și formulă biodegradabilă, da. Deci au și o gamă de așa ceva. Acum, în comanda asta n-au fost, firește că n-au fost numai detergenți, că era culmea, știi, să fac comandă la așa, am recomandat deodorantul ăsta senzitiv. Pentru că m-am păcat foarte bine cu el data trecută. Am acum un deodorant de la Gerovital la baie și îmi plac foarte mult deodorantele lor. Îmi place ca la farme găsiți deodorantele la micuțe, micuțe, la 3 lei, 4 lei, pe care le puteți purta în poșetă sau lua cu voi pe excursie de asta scurtă, mai ales că acum în perioada asta facem excursii scurte, că cu COVID-ul nu ne mai puțim toată ziua. Așa. Și ăsta îmi place foarte mult, este senzitiv, deci cu 0% alcool, mai puțin, să zic așa, factori alergeni. Am luat pe acesta. Am tot văzut promoții, nu promoții, da, am văzut că se comunică foarte mult despre gelurile lor de duș. Eu am mai avut de la ei și în special cele pentru bărbați. La mine sunt foarte prezente în baie, pentru că, opa, soțului meu îi plac mult. Așa, dar acum mi-am luat și eu, se cheamă Delicate Relaxing Sunset. Ia să văd cum miroase. Miroase drăguț așa, suav, adică parcă niște... știți cum miroase? Mai degrabă flori de copac, gen flori de cireș sau chestii de genul ăsta. Foarte, foarte mișto. Hei, nu știu dacă voi ați prins acele deodorante obsesie care erau pe vremuri. Un fel de moștenitori așa lui Farmec 16, adică Farmec 16, chiar nu știu de ce a dispărut Farmec 16. A rămas favorit, deci Max în roa de cutia. Max nu mai are de cutia. E aici la picioarele mele și în roa de cutia. Nu știu de ce a dispărut Farmec 16, dar măcar avem obsesie. Astea sunt practic niște body spray-uri parfumate, deci acestea nu sunt neapărat de aplicat în zona axilei pentru că au destul de mult parfum. Acum, pentru cine nu e foarte sensibil și s-a obișnuit, pentru că știu persoane care nu mai așa rezistă. Asta, știu că l-am dat un pic înainte. Este cu aromă de ilang ilang. Un floral așa dulce, se potrivește dacă purtați dacă purtați parfumuri mai dulci și vreți așa un body spray sau un deodorant general care să ducă spray de asta. Sau dacă purtați un parfum care are note de ilang ilang, foarte bine se combină cu acest deodorant. Și da, pentru că am așa o baftă cu cremele de la Gerovital,
da, multe persoane în jur și în familie care când au de cremele Girovita sau așa, de obicei vor să le încerce și rămân la ele. Așa. Că mi-am luat și eu Asla Vital Mineral Activ, crema antirid cu calciu și pe aceasta intenționez să folosesc eu măcar jumătate. Pentru că sunt, îmi place foarte mult, adică am mai consumat de la Asla Vital și o cutie cu fiole, îmi place de machiantul lor, argila Max, ești incredibil. Max, hai să vi-l arăt un pic, hai, vino la mine în brațe. Ia să-l vedeți acum, ia uitați, stă el aici lângă mine, da? Stă el aici lângă mine și face un pic de maimuțăreală. Așa, și atunci mi-am dorit și eu foarte mult, zic, băi, vreau să-mi iau și una din cremele astea și am preferat să-mi comand o cremă Asla Vital Mineral Activ din gama antirid cu calciu pentru ten sensibil și matur, cu argilă 100% naturală, Cobio Defender MR Screen Freezer. Este asta, probabil, este tot așa un ingredient al lor. Iar, după cum știți, cremele de la... Cred de la Girovital, firește, nu sunt cele mai bune, să zic, opțiuni, adică nu pot să zic că v-am intrat într-un supermarket sau tot ce găsesc la capitolul skincare, Girovital are cel mai bun. Dar sunt niște formule care în timp și-au demonstrat eficiența, doi, sunt potrivite tipologiei noastre a româncelor, raportul calitate-preț nu îl bate nimeni, pentru că farmecul, având atâta experiență, având atâta volum, cunoscând atât de bine tipologia consumului din România la capitolul creme, nu dă greș niciodată. Adică eu mă uit toată cât de bine sunt gândite gamele lor, ai game împărțite pentru cred că, nu știu, cred că fiecare tip de ten își poate găsi la ei ceva, nu mai roade cutia, trebuie să o pun pe aici pe sus undeva, că altfel nu scăpăm de Max. Au game, cred că, deci au, există cel puțin un produs pentru fiecare tip de ten, chiar și cel mai sensibil, chiar și, nu știu, ia uitați. Max, ce faci acum? Tu vrei să iei cutia cu orice preț. Așa? Iar cel puțin gama Asla Vital, care este cu acea argilă care, din ce știu, provine din niște munți, dacă nu înșel, din Piatra Craiului sau, în fine, o zonă care este protejată cât de cât și o zonă care încă este confirmată ca fiind o zonă foarte curată și extrem de puțin poluată, are și niște caracteristici care ne fac nouă bine și așa, psihică, te gândești că consumi un produs care e parte din pământul pe care calci, ceea ce nu e foarte rău până la urmă. Da, sunt foarte curioasă de crema asta pentru că absolut tot ce am folosit din gama Asla Vital nu a fost niciun produs care să mă facă așa, hai că las. Absolut tot ce am consumat din gama Asla Vital. Apa micelară, vă spun că am rămas surprinsă. Adică am folosit-o, am tot folosit-o și la un moment dat zic, băi, nu se poate. Deci ce are totuși apa asta micelară de este atât de blândă, atât de plăcută? Astea cum se cheamă? Fiolele. Sunt două tipuri de fiole. Mai au un fluid de machiant, mască, cremă de ochi, dar nu știu câte lucruri nu au. Este o gamă care, nu știu, mi se pare foarte așa la îndemână pentru oricine. Bun. Asta a fost unboxing-ul la cum se cheamă, la Farmec, pentru că foarte multă lume m-a întrebat de produsele astea, cum sunt, cum nu știu ce. Ce să zic? Raportat la ce mai găsiți pe piață acum, mie în primul rând raportul preț-calitate mi se pare extraordinar de bun. Am apreciat foarte mult că Farmec nu le-a scuipat repede pe piață, hai gata, apropo pandemie, așa, nu. Le-a ținut un pic pe hol până a avut toate avizările de la toate forurile competente din România în care au putut aviza acest produs. L-au scos în ambalaje practice, l-au făcut și în ambalaj mare dacă ai nevoie pentru firmă și ei. Au și spus la început că prioritare au fost comenzile făcute de instituțiile care aveau nevoie de acest dezinfectant de mâini, că știu că la un moment dat era mare gălăgie, că ok, au ieșit astea, dar de ce nu le găsim? Păi nu le găseați pentru că prioritare erau spitale, policlinici, școli, de astea cum se cheamă, tot felul de companii de stat care aveau nevoie de ele și apoi după aia au ajuns la vânzare, pentru că oricum pe piață acum este invazie. Nu știu dacă există brand care nu a scos dezinfectant de mâini. Deci toată lumea a scos ceva, până și la, mă uitam că și la butic Guerlain din Champs-Élysées, există un dezinfectant la intrare care este făcut de Guerlain. Deci vă dați seama, s-a ajuns până peste tot, toată lumea face dezinfectant. Dar mi-a plăcut de ei,
că ei au așteptat până când au ieșit avizele și ne-am lemurit toți de calitățile lor, nu s-au grăbit să le scoată, doar să le scoată și atât. Și da, sunt ok. Eu recunosc că prefer ăsta gelul, este un pic mai soft așa. Ca miros, nu pot să spun că mă dau în vânt. Mie oricum, mie nu-mi place mirosul de la niciun dezinfectant. Asta clar. Dar oricum sunt în regulă. Sunt, cum să zic, purtabile. Puteți să le aveți la voi. Se pot transfera în recipiente mai mici, cu ușurință, dacă aveți nevoie. Bun, sper că v-am lămurit. Și să-mi spuneți dacă ați spălat vasele și cu chestii de la Farmec.